Emisiunea vă este oferită de verdon.ro, magazinul online dedicat fermierilor. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Cu bucurie și cu speranță ne întâlnim cu dumneavoastră, pentru că știm că iubiți această emisiune și știm că sunt abia așteptați să primiți sfaturile în ceea ce privește sănătatea plantelor și tocmai de aceea suntem prezenți în fiecare luni și miercuri în direct aici la 18 la Agro TV pentru dumneavoastră. Atât eu cât și invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit. Și tot pentru dumneavoastră am pus la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. Câteva întrebări vreau să vă adresez. Vă rog. La vita de vie, la primele frunzulite, pot să tratez cu nisorul și savit? Puteți, sigur. Însă eu v-aș recomanda să folosiți în loc de șabit produsul Universalis. Este mult mai complex și are un spectru foarte larg. Da, știu, îl am, dar mai am și șabit rămas din... Aia da, puteți să-l folosiți în al doilea, al treilea, al patrulea tratament. La al doilea tratament sau al treilea pot să folosesc Universalis, da? Da, sigur. Da. Pentru pomii fructiferi, la butonul roz, pot să fac o combinație din calipso, scoră și funguran? Deci, la butonul roz puteți să faceți combinația între un insecticid, de preferat ar fi un insecticid acaricid, dar merge și alte insecticide, cum ar fi caratezion sau... Deci, întreabă dacă poate folosi calipso, bănuiesc că să pute, sigur. M-am și vreau să-l folosesc. Sigur, sigur, puteți să-l utilizați, nicio problemă. Calipso era un... Era un produs care proteja albinele ușor. Albine. De... Da. Da. Calipso, scoare și funguran. Da. Perfect. Da. Dacă aveți mai puțin, aveți și peri acolo? Da. Atunci vă lipsește și un insecticid acaricid, pentru că atunci când se desfac mugurii și apar florile și frunzulițele, o, posibil să apară și purecele melifere. Atunci aveți nevoie de un, și de un insecticid mai puternic, de a vă spunea domnul Ghibu, nu neapărat calipso. Spuneți-mi... Vertimeg, nisorun, sunmite, floramite. Da, am vertimeg, dar mai am și nova din progres. Ce-am recomandat? Vertimecul. Vertimecul, da, îl am. Novadimul progres, folosiți-l în perioada de plină de înfrunzire, pentru că apar acolo păduchii de frunză și este și un repelent. Are o remanență mai îndelungată. Da, am înțeles, domnul doctor. Pentru un piersic și cais, da, dacă am folosit silitul, pot să urmez ceva tratamente și cu ditane? Puteți, nicio problemă, însă v-am spus, silitul are remanență 60 de zile. Da, știu. După aceea, dacă soiurile sunt tardive, puteți al doilea, al treilea tratament să folosiți ditanele, nicio problemă. Da. Vreun tratament pentru apii în perioada asta, ei sunt înfloriți acum. Ce îmi recomandați? Pentru afin? Da. Pentru afin, să preveniți una din bolile care pot să apară, fomopsisul, puteți să folosiți îmi scapă numele acum, cabriotopul. Îl am. Folosiți cabriotopul, este recomandat pentru așa ceva. După ce scad petalele la flor, trebuie să aibă, plantele trebuie să aibă frunze. Au frunzulițe și au și flori, asta era problema. Da, nicio problemă. Se poate utiliza, este un produs sistemic. Da, am răspuns. Și încă o întrebare, vă rog. Dacă am semănat porumb
Da. Pot să erbicidez cu stomp acum? Puteți, sigur, dar să nu fie răsărit. Nu. Imediat după semănare. Însă eu vă fac altă recomandare. Ați avut o gamă largă de buruieni acolo? Nu prea au fost. Nu? Dacă n-ați avut o infestare masivă de buruieni, merge. Dar eu întotdeauna recomand cei mai eficienți. Și atunci aș recomanda să folosiți două erbicide, radialul și compasul, împreună, care combat întreaga gamă de buruieni care pot apărea și le puteți aplica pe vegetație când le vedeți buruienile. Da, arăt eu. Întrebarea era mai complexă, din ce punct de vedere? După semănatul porumbului, printre rânduri așa, vreau să pun câteva semințe de dovleac. Se poate? Atunci nu mai puteți da cu stomp acma. Nu. Deci cu aceste două care le-ați spus dumneavoastră, da? Păi dacă faceți porumb și cu dovleac, nu mai puteți da nici cu radial și cu compas, că este cultură combinat, asociată. Dacă am suprafață mică, ce să fac, doamna Cristina? Atunci faceți altceva. Spuneți-mi, vă rog. Deci să semănați după ce ați aplicat radial cu compas. Da. Amânați semănatul cu două săptămâni. Deci după săptămâni după ce ați dat cu erbicid și ați distrus, menționez faptul că radialul și compasul se dau pe frunzele buruienilor. Deci trebuie să răsară buruienile. Porumbul trebuie să aibă aproximativ 6-8 frunze. Da. Deci pe vegetație. Da, întârziați foarte mult. Aia încercat domnul Ghibu să vă precizeze. Porumbul trebuie să aibă 6 frunze, buruienile trebuie să fie răsărite, erbicidați cu radial și cu compas, așteptați 2 săptămâni, după care înființați sau semănați dovleacul. Întârziați foarte mult. Dacă suprafața este mică, vă rămâne prășitul manual. E suprafața mică. E greu să alegeți ce v-am spus. Da. Vedeți cât de mult vă întârzie înființarea culturii de dovleac procedurile astea recomandate. Dacă toamna e blândă, atunci în decembrie l-am. Am înțeles. Mulțumesc, să rămână sănătatea, domnule. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Alo, să rămână, doamna Ghibu. Vă ascultăm, spuneți. O rugăminte am la domnul profesor. Vă ascult. Eu am făcut tratamentul la pod anul trecut, exact cum am spus deja. Bănele peste toamnă, nici nu m-a ajuns nici în decembrie. Au început să strice toate, de la interior spre exterior. Ce am greșit? La mere vorbim. Da, la mere, da. Da, deci merele nu s-au păstrat în depozit pentru că s-au stricat de la interior spre exterior, nu? Da. Acolo probabil că ați avut prăbușirea fructelor. Este o boală de depozit. Dar pe coaja fructelor au apărut ceva inele concentrice? Nu. Nu. Deci numai s-a făcut pulpa maro și mărul arăta bine în exterior, nu? Da, arăta coaja, era... Corect. Este vorba despre prăbușirea fructelor. Să încercați dumneavoastră, când fructele sunt formate și sunt de mărimea unui ou de porumbel sau chiar mai mari, așa, să aplicați îngrășăminte foliare cu calciu. Da, eu am anul trecut, i-a dat 3 stropiri de fertilitate. Nu, deci v-am spus. Am înțeles. Cu calciu, să fie numai, este un produs solar calciu. Da, știu. Așa, și îi dați 2 tratamente cu solar calciu când fructele sunt formate. Eventual cu aproximativ 3 săptămâni de zile înainte de recoltare. Da. Îi dau la început acum. Da, dar și după aceea, v-am spus, al doilea sau al treilea tratament, da, îl faceți
cu aproximativ 3 săptămâni înainte de recoltare. Da, că delele sunt de toamnă, sunt târzii. Da. Și nu exagerați, nu exagerați cu stimulatorii de creștere și cu îngreșămintele foliare. Pulpa devine flască, da, și nu este fermă din cauza lipsei de calciu și a faptului că se exagerează în stimularea plantelor să se dezvolte și peretele celular este moale, subțire. Am înțeles. Și acest lucru apare din cauza dezechilibrelor de nutriție. Da. Da, eu am stropit de duc cu fertitel de 3 ori. Nu ați exagerat. Nu, asta nu este. Încercați să administrați calciu, așa cum v-a spus domnul Ghibu. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, să rămână. Multă sănătate. Alo, bună seara. Vă ascultăm, sunteți în direct. Serena. Să trăiți, domnul Pescu. Trăiți în noastră. Din Bălți, vă dorea în Grezi, Bucăuna, o trebuie să localitate. Da, spune. Domnul Pescu, doamna Cristina, bombardier este similar cu albit. N-am înțeles, bombardier? Dacă este similar cu albitul. Nu cunoaștem produsul, dar îl caut. Da, vă rog. A doua întrebare. Insecticidul influențează încolțirea la porumb? Tratamentul de porumb, vreau să le tratez cum o văd din progres, din cauza ciorilor. Da. Mă gândesc că fie repelent, nu îl mai scot. Puteți liniști să faceți tratamentul cu Novadin Progres, nu se întâmplă nimic. Mă gândesc că nu lor mai scoate, naiba. Cu siguranță. Da. Acum, la gutui. Da. Tratez cu score, corus, insecticid. Da. Și e nevoie să pun și aliet? E obligatoriu. Recomand la toată lumea să evite infestarea cu ervinia. Da, să, n-am o probleme cu foc, să pune și... preventiv. Da, preventiv. Da. Da, am găsit, să vă răspund, am găsit descrierea produsului Bombardier, scrie și pe el, este îngrășământ, lichid organic. Nu este, da, este îngrășământ. Îngrășământul este una și stimulatorii de creștere și agenții antistres sunt altceva. Puteți să combinați bombardierul cu albit, dar nu sunt produse similare. Albitul este stimulator de creștere și agent antistres, iar bombardierul este îngrășământ, adică conține elemente nutritive. Deci se aplică foliar. Se aplică și foliar și la pământ, scrie pe descrierea produsului. Deci atunci când pun planta, poți să-l scufund în... Exact, exact, puteți și puteți să-l folosiți și foliar și foliar. Îl puteți folosi în combinație cu produsele de tratament și cu albit și vă spuneam că albitul vă ajută foarte mult ca planta, orice îi dați, să răspundă mult mai bine. Respectiv, nu, dacă... Nu știu albitul, dar nu știam dacă am crezut că și ăsta o fi similar. Nu este albitul... similar. Îngrășământul nu este tot una cu stimulatorul de creștere. Da. Am înțeles. Săruna, vă mulțumesc mult pentru tine pentru continuare. Mulțumim, sănătate. Multă sănătate. Legat de site-ul Casa Plant, vă reamintesc de pachetele pe care le găsiți pe site-ul Casa Plant pentru pomii fructiferi, legume, viță de vie și alte culturi, căpșuni. Vă fac o precizare, în cazul pachetelor pentru pomii fructiferi, aceste pachete s-au ieftinit pentru că au ieșit produsele din primele tratamente, așa că aveți produse mai puține, cele necesare de acum înainte, motiv pentru care și pachetele s-au ieftinit. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, să rămână doamna Cristina. Bună seara, vă ascultăm. Să trăiască domnul inginer. Trăiți dumneavoastră. Am o întrebare. Vă rog. Am mai multe specii de pomi. Da. Sâmburoase, sămințoase. Pot acum cât petalele, o parte din ele, să le stropesc cu aceea substanță? Sigur. Adică cupferol, merge? Merge cupferolul la toate speciile. La toate speciile? Da. Și să bag un insecticid, măspiran sau vă spun eu ce trebuie să faceți, vă spun un rețetar.
Deci, la butonul roz. A trecut de butonul roz. Și la asta, acum la... Atunci, la căderea petalelor. La căderea petalelor, da? Da. Dacă la căderea petalelor puteți să folosiți un insecticid, produsul Score sau Sistem Forte sau Topaz și cu ferolul. Deci bag și un insecticid? Sigur, neapărat. La fiecare tratament puneți să evitați apariția insectelor în corona pomilor. Deci cu ferol, cu ferol, da? Score sau Sistem Forte? Score, cu ferol și insecticid. Da, cu ferol, Score sau Sistem Forte sau Topaz împreună cu un insecticid. Și vă recomand să folosiți Sivantoprim. Este un insecticid care combate 100% afidele. Păduchii... Nu dăunează albinele. Cum? Stați un pic. Păi dacă au căzut petalele, ce mai facem cu albinele? Că albinele merg la floare, nu merg la frunze. Nu. Acum, când n-a căzut petalele, încep să cadă. Când încep să cadă, da. Dar vreau să vă spun ceva. Orice insecticid aplicați, chiar și mavricul, dacă conține, deci frunza este acoperită cu apă, cu soluția respectivă, albina linge și poate să moară. Am înțeles. Deci dumneavoastră când faceți tratamentul, închideți albinele și dați drumul după ce frunzele s-au uscat. Da, am înțeles. La 2-3 ore puteți să le dați drumul. Am înțeles. Bun. Mulțumesc, să trăiți. Sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Alo, bună seara, ne auziți? Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Da, mulțumesc. În telefon vă rog să ne și ascultați și să și vorbiți cu noi. Da. Vă ascultăm. Alo. Da, spuneți. Bună seara, doamna Cristina, să trăiască domnul inginer. Trăiți și dumneavoastră. Domnul inginer, am o rugăminte și o întrebare la dumneavoastră. Spuneți. Am o plantație de zmeură. Da. Și dacă am plantat asta de zmeură, aș vrea să vă întreb, e plantată pe stâlpi cu sârmă, cu tot, da, cu picurare? Pe spalier. Aș dori, eu am săpat printre ea, da, dar vreau să vă întreb, cu ce să-i dau pe rândurile unde sunt plantate zmeură? Pentru buruieni? Da, da. Pentru buruieni puteți să folosiți Pantera sau puteți să folosiți Agil. Da. Sau, leopardul. Cum? Când, aveți, când sunt buruienile prezente, nu atacă frunza de zmeură. Nu are probleme. Și câte tratamente se zic? Păi de câte tratament? Ori aveți buruieni acolo, puteți să aplicați tratamentul. Da. No, asta e. Aș vrea să mai vă întreb ceva. Am plantat și eu acum câteva fire de... ăsta de afine. Da. Și vreau să știu ce tratamente să le dau. Că eu am pus ăsta, acum de curând le-am pus ceva acolo ce trebuie, pământul ăsta afânat, care e special pentru el. Da, în primul rând trebuie să folosiți un sol acid. Dacă nu este solul acid, să știți că afinul nu se dezvoltă. Și va trebui să vă cumpărați. Necesită... Da, să-l îmbunătățiți cu produsul Geliasol. Geliasol. Da. 100 de grame în 10 litri de apă și dacă aveți instalație prin picurare, da, îi dați drumul la instalația prin picurare și o să vedeți ce frumos se dezvoltă și zmeura și afinul. Da, asta e foarte. Cu Geliasol, vezi, nu? Geliasol, da. Geliasol. Este ca și mierea de stup. 100 de grame în 10 litri de apă, dacă aveți bazin de la de 1000 de litri. Da. Așa, între la puteți să dizolvați o găleată. De Geliasol are 5 kg.
Da, și asta și, zice, îl pun prin picurare. Și lăsați să curgă prin picurare, da, frumos să alimenteze plantele. Dar asta zilnic sau... Nu zilnic. Sau faceți într-o zi, dacă reușiți să le dați la toți apă, după aceea opriți instalația și la o săptămână repetați. Da, da, da. Da. Nu, bine, mulțumesc mult, domnul inginer. Nu zilnic. Alt nutrient nu mai trebuie, nu? Nu mai trebuie, pentru că este un îngrășământ complex cu microelemente foarte bun. Da, bine. Mulțumesc mult de tot. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Ioan. Am și eu o problemă și vă cer ajutorul dumneavoastră. Vă ascultăm. Am o parcelă în grădină și am băgat pământ nou și între timp s-a extins spirul într-un hal, e așa pe două parceluțe, în jur de, să zicem, patru ari, fie împreună. Da. Și nu-i mai găsesc de leac, nu-i mai dau de leac, domn profesor. Da, ce probleme... Pir. Pir? Este și eu am grădina, e mică, și pun o parcelescu de tate, și cartofi, și roșii, și de tate. Deci în parcela aia unde vă este invadată de pir, acolo o să faceți și grădina de legume, nu? Nu, cartofii îi pun separat și de la cartofi încoace îmi pun varză. Da, dar eu... Am eu o întrebare. Da. Terenul este acum liber? Am umplut, am pus gunoi de grajd. Nu, eu v-am întrebat altceva. Dacă este ocupat cu o plantă de cultură? Nu este ocupat. Bun. Nu, momentan. Atunci, dacă nu este, lăsați să crească buruienile și faceți o ierbicidare cu un ierbicid total. Domn profesor, nu m-ați înțeles sau n-am înțeles eu bine. Terenul nu e ocupat, dar e arat. Dar foarte bine dacă este arat. Lăsați să răsară semințele de buruieni. Și nu mai bat freza sau grapa și, să... Deci, dacă este arat, dacă nu este numai arat, lăsați... Așa e, numai arat este. Corect. Lăsați să răsară buruienile, așa. Faceți ierbicidarea cu un ierbicid total, da. 250 de mililitri în 10 litri de apă, stropiți frunzele buruienilor care au apărut. La două săptămâni băgați discul sau combinatorul și ați rezolvat problema. Deci eu acum trebuie să întârzi un picuț ca... Sigur, lăsați să se îmburuieneze terenul. Așa. Și când când îi verde au răsărit buruienile în general toate bine, atunci dumneavoastră faceți ierbicidarea. După două săptămâni sau dacă vreți să reduceți perioada asta, puteți să faceți următorul lucru. În 10 litri de apă, puneți 250 de mililitri de ierbicid total și 30 de mililitri de premiant. Premiant? Da, un ierbicid. Și atunci, amestecat. Așa, le amestecați. Și o să vedeți că a doua zi deja buruienile au pălit. Deci, după cum spuneți dumneavoastră, eu o să întârzi cu două săptămâni. Exact. Aproximativ două săptămâni. N-o să fie târziu după ce s-a dat tot în pământ. Nu se întâmplă nimica. Vreau să vă spun ceva. Unde puneți, dacă puneți morcov, pătrunjel, cu cât îi semănați mai târziu, cu atâta stă mai bine la iarnă. Acolo nu e, domn profesor, acolo nu e cazul să dau cu ierbicid, că n-am avut. Nu v-am spus dacă în terenul ăsta semănați. Da. Deci, haideți să faci... Puneți. O scurtă recapitulare să vedem dacă am înțeles. Vă rog. Deci să nu mai trec cu freza peste pământul arat acum. Nu, lăsați să se îmburuieneze. Așa. Și după ce se îmburuienează, și cât să fie pirul? De aproximativ 5, 6, 10 centimetri. Așa, am înțeles. Și atunci o să aplic... Atunci faceți... Numai total... Ierbicidarea cu ierbicid total împreună cu produsul premiant. Așa cum v-am spus. Rețetarul care vi l-am spus. La 10 litri de apă. Exact.
Ambele ierbicide le băgați în aceeași cantitate de apă. Și după ce am ierbicidat? Aproximativ 2 săptămâni. O să vedeți. Pot să bag freza și să-mi pun tot ce-mi trebuie. Sigur, după aceea puteți să băgați freza, ați distrus aproximativ 80% din gama de buruieni. Mă vedeți, am făcut bine că v-am sunat, că vedeți, cura satului îți spune tot felul de prostii. Eu v-am spus ce trebuie să faceți. Asta am să fac, domn profesor. Vă mulțumesc și multă sănătate. Doamne. Și la doamna Cristina. Noapte bună. Alo, bună seara, vă ascultăm, stăți în direct. Să rămână, doamna Cristina, bună seara. Bună seara. În legătură cu un lămâi, aș vrea și eu să vă întreb care este perioada optimă de schimbare a pământului? Când nu are flori și când nu are fructe, puteți să faceți ce vreți cu el, să schimbați pământul, să-l tăiați. Orice stres îi aplicați, nu atunci când are flori și fructe. Bun, mulțumesc. Și neapărat după ce faceți schimbarea de pământ și tăierea, să-i aplicați un tratament cu albit. Să-i anihilați stresul. Amalgerul, dacă i-a expirat perioada de vară... Nu expiră, nu vă faceți griji, nu expiră. Dacă nu înghețat, nu se întâmplă nimic. Și o altă întrebare. Da? Previcurul, la ce aș putea să-l folosesc? Este bun la prima stropeală cu la roșii? Previcurul puteți să-l folosiți în momentul în care le plantați în câmp sau... De regulă, eu l-am recomandat la răsaduri, când se dezvoltă răsadurile în răsadniță. Da, la plantarea în solar este bun? Puteți, sigur, puteți să-l folosiți, fără nicio problemă. Este, eu știu, un stimulator. Și aș vrea un locuitor de albit, că nu se găsește la noi aici. Un locuitor de albit e Amalgerol. Amalgerolul, Delfanu Plus, mai este un produs, View Seed se cheamă. Bun, mulțumesc. View Seed îl găsiți pe site-ul safepet.ro. Și dacă nu găsiți produsele pe care vi le doriți și care le-ați auzit vehiculate la noi, intrați pe site-ul Verdon și este un site foarte, foarte bine aprovizionat. Oamenii de acolo sunt foarte serioși și beneficiați de preț unic la transport, indiferent de cantitate. Evident, la cantitate mai mare beneficia și de discount. Orice produs îl găsiți acolo. Bun, mulțumesc. Mai bine. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Păi, dar vorbește doamna Cristina. Dacă ne ascultați în telefon, nu în televizor, eu promit că am să fac. Închid televizorul, dar lăs sfântul meu. Așa. Așa, da. Numai pe doamna Cristina mai urmă. Vă ascultăm cu mare drag. Să rămână doamna Cristina, domnul doctor. Să trăiți și dumneavoastră. O întrebare, nu sunt de la gura lider, Ardeleni, așa nu vorbesc mult, vorbesc așa. Am primit niște de la Craiova, vine și să mai râd acum când au pe altă, că bai și iară bai. Scuzați-mă, am primit ăștia și acum o ploua la Mureș aici, dezastros. Ce mă fac? Că nu pot să-i pun 2-3 zile. L-am într-o cutiuță acolo, am dat 100 de lei. Dar ce ați procurat? Păi am adus acolo. Că... Dar ce plante? Despre ce plante vorbim? Am spus că căpșun, doamnă. Ce sunt niște biserică. Căpșunul, dacă vreți, îl puteți, deci e răsad, da? Păi țin acolo, în săpăceala aia de cutie care mi-a locuit acolo. Așa, puteți să-l luați afară, puteți să-l luați afară și să-l puneți în păhărele din acelea. Și dă-l întrezecare niște, mă gândesc așa cum văd acolo pe la televizor, niște zăpăcele acolo de vreo 40-50 de centimetri. Dar e așa, înseamnă că o tăie el, lasă-i mai tare. Deci există varianta. Încă o întrebare. Da. Variam Targu. Da. Pentru tot acolo. Se poate da și acum la pom sau nu? La pom nu. Deci el este pentru, în general, combate tuta absoluta. Și e păcat să-l folosiți la pom. Îl folosiți în legumicultură și în special în spații închise, sere solar. Da, știu, că am son solar mai mic acolo, prăpădit, așa. Așa. Deci în exterior nu e voie, știi? Îi voie.
Dar nu e eficient. Dar câți mililitri se folosește pentru 10 litri 20 de mililitri în 10 bine, litri. Bine, mulțumesc, la revedere. Da. Le lăsăm pe oltenii, că ăia sunt cei mai deștepți din România. Lăsați-l pe toată lumea. Și cu bucureștenia care ne omoară, scuzați-mă de expresie. Ușa noastră este deschisă tuturor și celor din străinătate și ca să vă mențineți căpșunii până îi puteți planta, puneți-i măcar în niște păhărele cu apă, măcar să le oferiți apă dacă nu și pământ. Vă mulțumim, multă sănătate, vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. O nedumerire pro și contra. Puneți. Asupra văruirii pomilor. Da. Adică a tulpinii. Aș dori o explicație. Da, puneți. Adică vreți să... Se pot vărui sau nu? Unde? Se pot. Nu, unde? Depinde dacă folosiți var sau alt produs. Dumneavoastră trebuie să urmăriți efectul produsului alb aplicat pe trunchiul pomilor. Și în general această lucrare ar fi ideal să o faceți toamna, pentru că culoarea albă a trunchiului vă ajută și la protejarea trunchiului împotriva crăpării scoarței, care se produce din cauza diferențelor mari de temperatură între zi și noapte. Și atunci crapă scoarța, în crăpăturile scoarței se instalează boli și dăunători și de acolo producem o moarte mai rapidă a pomului. Asta în primul rând. Plus că în produsul, noi vă recomandăm Teracalco, care nu este un produs care atacă scoarța pomilor, ca și varul, varul arde. Noi vă recomandam Teracalco în combinație cu un insecticid și cu un produs pe bază de adjuvant siliconic, astfel încât să produceți o peliculă și albă și împotriva apei, și pelicula aia cuprinde insecticidul care vă protejează scoarța pomilor de dăunători și de atacul animalelor rozătoare, capre, șobolani, iepuri. Am înțeles. Deci, Teracalco are un gust amar. Și chiar dacă pune gura animalul acolo, nu mai mănâncă. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Multă sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămânile. Spuneți, vă ascultăm. Am să rămână și bună seara, domnul bună profesor. Seara. Am o problemă. Am niște prun din aia bistri. Da. Din aia vechi, nu din aia. Așa, da, am înțeles. Pruna bistriță, da. Da, și ce se întâmplă? Se produce o albăstrire după ce se cresc puțin prunele. Corect. Este vorba despre o boală. Da. O boală virotică care nu o putem combate sub nicio formă. Singura chestiune este ca dumneavoastră în tratamente să folosiți cu precădere produsele pe bază de cupru. Am înțeles. Și atunci, da, cu siguranță, pomul nu moare, însă produce fructe, însă mai mititele. O să vedeți când apar frunzele, dacă o lați o frunză și vă uitați așa în zare, vedeți niște mici pete circulare mai deschise, da, mai gălbui. Da. Este atacul unei... E plumpoxul, e plumpox. O boală virotică. O boală virotică, da, care nu, ea merge să se transmite la alții și nu mai poate fi vindecată. Aoleu. Doar dar nu se întâmplă nimic. Uitați-vă în imagine, ăsta e efectul. Pomul trebuie susținut neapărat să nu sufere de alte probleme, nici de alte boli și de alți dăunători, da, și neapărat să aibă hrană la dispoziție. El oricum are un stres legat de această boală virotică, nu mai trebuie alte stresuri. Deci starea lui de sănătate prin tratamente și administrarea de îngrășăminte trebuie să fie menținută top. Ca să fac o stropire cu ulei acum și... Asta este obligatoriu înainte de pornirea în vegetație. Este obligatorie treaba cu ulei, cu un produs pe bază de cupru și un insecticid. Am înțeles. Dar nu faceți... Nu e târziu încă. Dar nu faceți... e târziu. Au pornit pomii în vegetație. Nu. Deci eu sunt de mugurii... Din ce zonă ne sunați?
De la Munții, da. Da, sigur, puteți să folosiți încă tratamentele săptămâna asta, puteți să-l folosiți liniștit. Am înțeles. Dacă am făcut niște tăieri și am crește astea așa mai mari, da. Pot să le dau cu boxea? Nu, nu. Este în comerț produsul Arbocol. Arbocol? Da. Arbocol cupru este un mastic de altoire, dar are și cupru în compoziție, da. Și cupru vă asigură protecția pomului. Îl are în fitofarmacie un consătean de-al dumneavoastră. Da. Întrebați-l pe domnul Loșonții. Și da. Vă poate aduce de la dânsul, de la fitofarmacie, produsul și da. Cu ăla puteți badijona. Da, am înțeles. Bine. Mai aveți întrebări? Nu, vă mulțumesc. Mulțumim, multă sănătate. Multă sănătate vă dorim. Aș vrea să trag eu două semnale de alarmă legate de momentele, fazele astea diferite de vegetație, vedeți, în funcție de zona țării. Pentru cei care aveți pomi înfloriți și vremea nu împiedică polenizarea, puteți să stimulați polenizarea sau vizitarea florilor de către albine cu produsul Biopolin. Dar nu stimulați albinele să vină dacă ele nu au ieșit din stup, pentru că din cauza temperaturilor scăzute, ele s-ar putea să nu se mai întoarcă în stup. Și iar legat de temperaturile scăzute, care afectează majoritatea culturilor, să nu uitați că folosind albit, chiar la legumele scoase în seră, chiar la culturile înființate în câmp, care suferă din cauza acestor variații de temperatură, albitul vă ajută ca planta să treacă mai ușor peste aceste momente de stres. Pom fructifer, legumicultură și inclusiv cultura mare. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în bună direct. Bună seara. Bună seara. Alo. Da, vă ascultăm, spuneți, doamnă. Dați câinele mai încet și vă ascultăm. Da, s-a mai auzit altceva. Sunt doamna din județul Arad cu gutuii. Da. Așa, aș vrea să-mi spuneți cu ce încep la începutul frunzelor. Acum să desfac frunzele. Da. Și vreau să știu că eu am avut un foc bacterian la ele, ori fost căzute maronii, și aș vrea totuși să... Primul tratament după spusele dumneavoastră. Da, cu produsul Aliet sau Aleato. Alien. Aliet-t-t-e, așa se scrie. Da. Sau Aleato. Și puteți să faceți două tratamente. Un tratament îl faceți acum când aveți frunze și îl repetați la două săptămâni. Da. Să vă spun, am cumpărat tot la o întrebare, coragen, insecticid, da. Și corux. Corus, da. Coragen și corus. Da, la cum să le folosesc, că nu a putut să-mi explice clar, da. Că era prea deci multă lume. Puteți să le folosiți produsele respective la pomii fructiferi. Nu este nicio... Coragenul este insecticid. Da. Și celălalt produs cum este corusul, este corusul pentru rap, înfăinare și monilioză. Da, cred că aia am avut-o eu la gutui. Da. Cred că, pentru că s-au ruginit frunzele și îmi cad gutuile, doamna. Acum sigur. O să vă mai întreb eu ce am să mai... La gutui. Deci la gutui, după ce faceți tratamentul, primul tratament îl puteți face cu Aliet, al doilea cu corus și cu coragen și puteți să schimbați corusul cu score sau cu sistein forte sau cu topaz în combinație, în permanență cu un insecticid, pentru că acolo o să aveți și afide, o să aveți și viermele merelor, da, în două generații. Și aia vă duce la stricarea fructelor, care poate să fie coroborată cu monilioza, cu stricarea, cu putrezirea fructelor. Da. Așa. Deci neapărat tratamentele făcute la timp, dar dacă ați avut foc bacterian, primele două tratamente. Cine va determina focul bacterian? Nu știu de unde și cum a apărut. Adam. Să vă spun ceva, focul bacterian, crenguța, vârful crenguței este negru. Și... Nu, au fost verde toate. Frunzele mai bătrâne ori căzut și s-au maronizat. Aia nu e foc bacterian. Este și le-am adunat.
Da. Așa mi s-a spus. Bun. Faceți numai tratamentele care vi le-a spus Cristina că rezolvați problema. Am înțeles, vă mulțumesc. O să mai repet, cred că după ce cade florile... După ce... Da, faceți tratamentul după ce cad petalele, dar imediat după ce cad petalele și se formează fructele, pentru că o să aveți prima atacă al viermelui fructelor. Da, da, am observat. Multă sănătate vă dorim. Mulțumesc frumos! Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Vă spun, bună seara. Bună seara. Bună seara. O rugăminte la dumneavoastră, acum la pomii fructiferi. Da. La pomii fructiferi. Astăzi, ieri a nins. Mugurii sunt verzi. Cu ce pot să fac tratamentul? Deci, la pomii fructiferi, la mai multe specii, măr, păr... Da, măr, păr, gutui până, cireș, vișin... Așa. Deci, după ce ați terminat tratamentul cu produs pe bază de ulei în repaus, al doilea tratament îl faceți cu următoarele produse. Cup ferol, 50 de mililitri, vi le spun la 10 litri de apă. Da. Deci, cup ferol, 50 de mililitri, score, 2 mililitri, da, și carate zeon, 2 mililitri. Toate în 10 litri de apă. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, pentru putregaiul la prun, când, de fapt, fructele încep să... putrezească. Da, pentru monilimia. Când este perioada optimă de tratament contra împotriva putregaiului și cu ce să fac tratamentul? Da, vă spun, tratamentul faceți cu Signum 5 grame în 10 litri de apă, poate fi combinat și cu celelalte produse care vi le-am spus înainte, dar se aplică la al doilea sau la al treilea tratament când fructele sunt formate. A, când fructele? Sunt formate, sunt de mărimea unui bob de mazăre sau poate mai mari. Sunt formate, am înțeles. Și la vița de vie, imediat după ce crește frunzulița, cu produsul Nisorun, da? Și 5 grame de Nisorun la 10 litri de apă, împreună cu produsul Universalis, 20 de mililitri. Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc, o seară sănătate. Bună. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Săruna, bună seara. Bună seara. Am și o întrebare, domnule profesor. Vreau să știu și eu, am un lămâi care, nu știu cum să zic, avortează lămâile, fructele micuțe, așa la... Vă spun ce trebuie să faceți cu el. În primul și în primul rând, să-i stabiliți un loc, să nu-l mutați de acolo. Da. În al doilea rând, vă cumpărați două produse. Produsul Nisorun împreună cu Sivantoprim. Sivantoprim. O fiolă are 10 ml. Plicul are 5 grame. Le puneți ambele într-o canistră de 5 litri de apă. Da? Da. Și de acolo, 3 săptămâni la rând, o dată pe săptămână, stropiți și planta și pământul. Asta este tratamentul. Însă, în fiecare zi, fie că este dimineața, fie că este pe la amiaz, să stropiți planta de lămâi cu apă curată, dar să fie apă stătută, să nu fie apă imediat de la robinet. Da, deci cât de cât călduță. Să pulverizați masa foliară. Cu apă de ploaie bună? E corect, apa de ploaie, dar v-am spus să nu fie rece, să creeze un... Da, da, să fie puțin călduță. Așa. Da. Și îngrășăminte foliare neapărat. Da, și puteți să le-am dat până acum, dar cad și florile, se formează, da, câteodată și fructele formate deja cât buricul degetului cad jos. Acolo vă trebuie, cum am spus Cristina, un fertilizant foliar. Folosiți foliplantul.
Da, am dat tot cu foliplant. Da. Neapărat, planta suferă din cauza stresului, are prea multe de dus, pentru că lămâi are și inflorescențe și fructe aproximativ în aceeași perioadă. Stresul este prea mare și atunci ce nu poate duce, ce nu poate hrăni, avortează. Da. Da. Mulțumesc frumos! Multă sănătate vă dorim! Pe site-ul Chertimog puteți să intrați cei care doriți să faceți boia, fie dulce, fie iute. Aveți câțiva hibrizi acolo la dispoziție pentru ardei, pentru boia, atât dulce cât și iute. Și cei care iubesc mâncarea iute, aveți și ardeiul deosebit de iute, habanero roșu. Semințele acestor ardei le găsiți pe site-ul Chertimog, alături de o altă, de o gamă variată de semințe de legume. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute.